Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Zeci de gospodării au fost inundate în raionul Iova, iar o bucată de drum a fost spălată de apă la două zile după ploaia abundentă. Oamenii încă își curăță curțile de nămol. Mai mulți inspectori de patrulare sunt bănuiți că ar fi acceptat mită de la șoferii prinși beți la volan. Ce sume primeau aceștia, vă spunem imediat. Un adolescent din Făleș, dispărut în urmă cu 6 zile, a fost găsit mort într-un șanț de pe marginea drumului. Acesta ar fi fost accidentat de o mașină. A intrat în vigoare codul roșu de pericol instituit din cauza numărului mare de infectări cu COVID și astăzi au fost anunțate alte peste 1000 de cazuri noi de îmbolnăvire, dintre care 86 sunt lucrători medicali. Faptul că Vladimir Plahotniuc s-a aflat în România, iar mai apoi a mers în Turcia, nu este o noutate pentru președintele Igor Dodon. La o emisiune televizată, șeful statului a declarat că știa despre aceste lucruri, adăugând că în Turcia s-ar fi întâlnit cu mai mulți deputați din fosta garnitura democraților. Nu a dat însă nume. Totuși, acestea au răsunat într-o altă emisiune televizată. Printre cele vehiculate sunt Andrian Cantu, Vladimir Filat, Nicolae Andronache și Vladimir Cibotari. Знали, что в Турции последние там недели много депутатов из бывших демократов вылетали и выезжали. Igor Dodon însă nu a precizat despre ce deputați este vorba. Totuși, la o emisiune de la Jurnal TV au răsunat numele a cel puțin 4 politicieni de la noi. Este vorba de Vladimir Andronache, Andrian Candu, Vladimir Cebotar și Vladimir Filat, care ar fi mers la Istanbul în perioada în care acolo se afla și fostul lider al democraților. I-am telefonat de câteva ori pe fiecare dintre aceștia, însă niciunul nu ne-a răspuns la apeluri. Săptămâna trecută, Filat s-a aflat în Turcia, însă pentru tratament medical. Am reușit să discutăm la acest subiect cu deputatul Pro-Moldova, Sergiu Sârbu, și el fost democrat, care susține că informațiile sunt false. Sigur că l-am întrebat despre aceste discuții care au apărut, dar din cât am înțeles, sunt niște informații absolut false și seamănă foarte mult cu manipulare curată. La acest subiect, președintele țării a mai declarat aseară că știa de multă vreme unde se află Plahotniuc, dar nu se putea face nimic, întrucât procedura de extradare este anevoioasă și necesită timp îndelungat pentru a fi elaborat setul de documente speciale. 7-го числа, например, въехал в Румынию для того, чтобы оформить паспорт. 10-го он выехал из Румынии в Турцию. Мы в это время очень плотно общались с правоохранительными органами Румынии. Marți, procurorul general a cerut autorităților turce extradarea fostului lider PD pentru a fi tras la răspundere în Republica Moldova. Ieri însă Renata Usate a declarat că Plahotniuc deja și-ar fi procurat bilet spre Cipru, dar urma să afle dacă a urcat sau nu în avion. Asta în timp ce avocatul său susținea ieri că nu știe unde se află clientul său și că nu îl întreabă niciodată despre acest lucru. Vladimir Plahotniuc este căutat de procurorii de la noi, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, ambele săvârșite în proporții deosebit de mari, fapte negate de avocatul învinuitului. În iunie, la un an de când acesta a părăsit Republica Moldova, Procuratura Generală a solicitat și autorităților din Statele Unite să-l extradeze, după ce a primit confirmarea aflării acestuia pe teritoriul american. Ploaia puternică de acum 2 zile a făcut prăpăd și în raionul Iova. Zeci de gospodării au fost inundate și nămolite. Astăzi oamenii încă își curăță curțile de nămol și caută bucățele de gard sau porțile care au fost luate de ape. Și o porțiune de drum proaspăt reparat a fost spălat de șuvoaiele puternice. Autoritățile locale spun că guvernul le-a promis că îi va ajuta să repare drumul din nou. Drumuri brăzdate, garduri rupte și gospodării înnămolite. Așa arată satul Covurului după ploaia torențială de acum 2 zile. Această bucată mare de asfalt asemenea unui covor a fost mulsă din altă parte, puțin mai la deal, și cărată de ploaie peste acest drum tot proaspăt. Uite, uite, râi din deal până în vale, tăt. Mâl nu șagă, Doamne ferește, eu am 68 de ani, încă n-am întâlnit așa ceva. Ne-am bucurat și noi, zic, am ajuns și eu la bătrâneț, mă, la o sfântă biserică, era glod de rai și râi erau acești nevoi. Da, mu? Ei, da, mu, bun, și ea că s-a întâmplat într-o
câteva secunde au ce s-a făcut. Ca după bombardament, așa arată și această porțiune de drum pe care asfaltul a fost turnat cu mulți ani în urmă și roaile puternice de apă au brăzdat în lung și în lat drumul, așa că sătenii se pot deplasa pe el doar pe jos. Cu mașina ori căruța este practic imposibil. La vest făcut cu de șuferi, pare așa de gardul de șuferi și împrejur eu ce sunt. Mihai Neghina are 90 de ani și este unul dintre cei mai longevivi săteni. Dar așa ploaie nu-și mai amintește și roaile puternice de apă i-au spălat tot din gospodărie. Așa au fost în post la vest, făcut cu de șuferi, pare așa de gardul de șuferi și împrejur iau ce sunt. Și îmbălit cu șuferi. Și ploaia când a fost am de una zi mare, eu fără masă. Vecinul lui Vladimir a avut de suferit și mai mult. Pe lângă tonele de nămol aduse în curte și beciul inundat, bărbatul a rămas și fără o bucată de gard. Astăzi l-am găsit cu lopata în mână. Încerca să-și curețe trotuarele și să-și găsească încălțămintea de sub noroi. Ne-a inundat tare, ne-au făcut pierderi tare multe și am provizia care m-am aprovizionat pe iarnă, s-a dus tot pe vârlitor. Și am avut și apă, și cartofi, și tot, usturoi. Primarul din localitate spune că porțiunea de drum surpată de apă a fost recent reparată în cadrul proiectului Drumuri Bune. Pentru cei 150 de metri de drum s-au cheltuit peste 1 milion de lei. Mai mult, primarul dă asigurări că lucrările au fost calitative. Eu nu cred că nici antreprenorul își poartă vina din motiv că asta e cu natura, nu te bați niciodată. Dar nu este nicio soluție de prevăzut înainte sau de făcut ceva? Nu s-a așteptat la așa ceva? La așa ceva, dacă n-a fost de când e sat așa ploaie mare, cred că nu ne-am așteptat într-adevăr. S-a deteriorat din Drumuri Bune undeva 40% din... Primarul spune că guvernul i-a promis ajutor, astfel încât să repare drumul până se răcește vremea. Reținere ca în filme pe străzile capitalii, după ce o mașină a trecut la roșu, a fost nevoie de intervenția 5 echipaje de poliție. Doamna, să-i drogăm mașina și să calmează, bă? Tine, mură! Cum a decurs operațiunea, dar și ce au găsit oamenii legii în automobil, aflați imediat la știri. Rămâneți cu TV8. Fiecare al cincilea locuitor al Republicii Moldova este în vârstă. Potrivit datelor statistice, din cele peste jumătate de milion de persoane în etate, circa 60% sunt femei. De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, care este marcată în prima zi a lunii octombrie, am discutat cu oamenii de vârsta a treia pentru a afla cum reușesc să se descurce cu pensia pe care o primesc și care este cea mai grea povară pentru ei. Ce pensie? 1800. Ce vă ajungi? Pe pâine. Și tu, nu întotdeauna. Eu sunt invalid de gradul 1. Am lucrat la starea civilă. 39 de ani. Și acte-ți oarbă și gata. Dar vă ajută cineva, nepoți, copii? Nepoți, n-am, mamă, în ficior, care nu m-au terminat universitatea și s-a dus numai la lucru. Sper că să mă ajute. În plină singurătate își duce hainele bătrâneții și mătușa Maria în vârstă de 87 de ani. Soțul a decedat acum 10 ani, iar copiii au grija lor, spune femeia. 1800. Și eu zboldavă? O, Doamne, tare. Statul ajută cumva bătrânii? Nimic. Dar cum vă descurcați? Cum pot? Unde mă descurc? Unde... Nivelul de trai sub nivelul cel cuvenit, cum ar trebui să trăiască un om care își dă pensie, un muncit o viață. Vedem prețurile, nu merg în scădere, merg numai în ridicare, măcar promisiuni. Și din partea tuturor partidelor, din partea guvernării. Cu 1800 de lei pensia încearcă să facă față greutăților și această femeie în vârstă de 81 de ani. Cine să mă ajute? Soțul noi
тяжело, но я... Ну, сейчас тяжело всем. Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul acestui an în țara noastră locuiau peste jumătate de milion de persoane cu vârsta de peste 60 de ani. Dintre acestea, fiecare a treia persoană are între 60 și 64 de ani, iar circa 11% constituie persoanele care au depășit vârsta de 80 de ani. Conform datelor, ponderea persoanelor în vârstă de peste 85 de ani este în scădere cu aproape 1% față de acum 4 ani. În scădere este și ponderea persoanelor care au între 60 și 64 de ani. În schimb, este în creștere continuă numărul persoanelor cu vârstele cuprinse între 65 și 69 de ani. Potrivit datelor oficiale, valoarea medie a minimului de existență pentru vârstnici în anul 2019 a constituit peste 1700 de lei. Pentru pensionarii din orașele mari, minimul de existență este de circa 1950 de lei, iar pentru pensionarii de la sate, 1620 de lei. Ziua Internațională a persoanelor vârstnice este marcată în fiecare an la data de 1 octombrie, începând cu 1990. Continuăm cu alte știri. Minorul din Făleș, dat în căutare acum 6 zile, a fost găsit fără suflare. Corpul nesuflețit al acestuia a fost descoperit într-un șanț din apropierea localității Glinjeni. Potrivit poliției, băiatul ar fi fost lovit de o mașină, iar șoferul ar fi părăsit locul faptei. Adolescentul a fost găsit de către localnici. Băiatul în vârstă de 15 ani a plecat de acasă în seara zilei de 25 septembrie, dar familia a anunțat dispariția lui abia a doua zi. Timp de 5 zile, polițiștii împreună cu oamenii din sat l-au căutat prin localitățile din apropiere. Abia seară, în jurul orei 18, cadavrul acestuia a fost descoperit de către localnici pe traseul dintre satul său de Baștină Catranâc și localitatea vecină Glinjeni. Imediat la fața locului au intervenit oamenii legii. În urma expertizei medico-legale s-a stabilit că minorul a decedat în urma unei lovituri de mașină. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele, dar și șoferul care se face vinovat de accident. Potrivit localnicilor, adolescentul locuia împreună cu mama și bunica sa și avea un frate mai mare care muncește în capitală. Era un copil de treabă și un elev sârguincios, spune primarul localității. Am crescut un băiat bun, o fost. Acum, ascultător, îndeplinire toate sarcinile care îi se dădeau și care sunt colegii, băieți de clasă, că a fost un băiat sârguncios, ascultător și prietenos. Am înțeles. Juca fotbal. Polițiștii urmează să identifice șoferul și să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Dacă va fi găsit vinovat, conducătorul auto riscă până la 2 ani de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului și încă 7 pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere, soldată cu decesul unei persoane. Încă 3 candidați admiși în cursa pentru prezidențiale și-au publicat declarațiile de avere. Igor Dodon, Violeta Ivanov și Maia Sandu și-au arătat bunurile agonisite în ultimii 2 ani. De exemplu, șeful statului declară că a obținut în această perioadă un salariu de aproape 500.000 de lei. Deține o casă, un teren, dar nici o mașină. Nu are automobil nici Violeta Ivanov, candidata Partidului Șor. În schimb, declară salariul de deputată, conturile bancare pe care deține puțin peste 500.000 de lei, dar și un apartament. În declarația de avere a Maiei Sandu se regăsește un apartament, o mașină, salariu obținut în timpul mandatului de parlamentar și premier, dar și un cont bancar american, unde păstrează peste 24.000 de dolari. Igor Dodon, candidatul independent, dar care este susținut de socialiști, urmează să fie al 4-lea în buletinul de vot. De la președinție, politicianul a obținut un salariu de aproape 417.000 de lei pe care i-a primit în perioada anilor 2018 și 2019. Soția sa, angajată la o firmă media, a avut un salariu de 2 ori mai mare, aproape 785.000 de lei. Familia prezidențială declară un teren intravilan și o casă de locuit cu o suprafață de 422 de metri pătrați, estimată la peste 2 milioane de lei. Nu declară vreun automobil, în schimb, în declarație se regăsește creditul de aproape 1,5 milioane de lei pe care l-a luat în urmă cu 7 ani și care trebuie întors în 2028. Igor Dodon mai este președinte a 4 fundații. Deși în mare parte acestea supraviețuiesc din donații, un raport financiar al activității acestora nu există în spațiul public. Violeta Ivanov, candidata Partidului Șor, va fi pe locul 5 în buletinul de vot. Concurenta electorală indică salariul de aproape 330.000 de lei. Între timp, soțul ei în ultimii 2 ani a obținut venituri de peste 435.000 de lei. Politicioana mai indică un apartament de 98 de metri pătrați, cumpărat în 2017 și care
care este estimat la aproape jumătate de milion de lei. Totodată, soții Ivanov declară 6 conturi bancare pe care păstrează peste 500 de mii de lei, dar nu dețin vreun automobil. Aceștia mai au acțiuni și cota parte în două companii. Candidata sub numărul 6 în buletinul de vot, președinta PAS, Maia Sandu, a raportat un salariu de peste 100 de mii de lei pe care l-a primit când a fost prim-ministru. Alți peste 50 de mii de lei a obținut pentru perioada când a fost deputată. Concurenta electorală indică 500 de ron care i-a intrat în cont de la o conferință internațională și aproape 1000 de dolari ca dobândă de la un depozit de la o bancă străină. Politicioana mai are două conturi bancare, din care unul în Statele Unite, pe care deține circa 24.300 de dolari. Maia Sandu mai declară un apartament de 74,5 metri pătrați, cumpărat în 2003, dar și o mașină de marca Toyota RAV4, fabricată în 2007, pentru care a dat 170.000 de lei. De astăzi, în 26 de raioane din țară, este instituit cod roșu de pericol din cauza creșterii rapide a numărului de infectări cu COVID-19 și capitala face parte din listă, ceea ce înseamnă că trebuie să devină mai dure și măsurile care se impun a fi respectate. De exemplu, purtarea măștii, interzicerea aflării în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane sau respectarea distanței sociale. Toate însă există doar pe hârtie. O parte dintre locuitorii capitalei continuă să creadă că virusul nu există, iar altă parte ne-a spus că obosiți să tot respecte reguli dubioase. Deși nu era ora de vârf, transportul public era arhiplin. Oamenii care așteptau în stație păreau indignați de situație. Luând în considerație cum se păstrează în Europa, aici nu se respectă absolut deloc. În interior însă regulile sunt uitate. Am urcat într-o leibuzul care părea să fie mai gol, însă călătorii și-au pus măștile doar după ce au văzut presa. Вы знаете, что вы неправильно знаете? Знаю. А почему так? По кочину. Да. Ну, прям репортаж, ну, коррект. Рефач с обсервацией. Ажута? Ну, прям. Дайте спуни. Înghesuiți printre călători, am ajuns la piața centrală, acolo unde tabloul era practic identic. Oamenii se adunau la tarabe unul lângă altul, în încercarea de a găsi produse mai ieftine. Distanța socială se respectă? Da, eu nu sunt de la oraș, eu sunt de la țară. Și la noi, de respectăm. În sate respectăm. Da, aici ați venit la piața centrală. Respectăm, ia uitați-vă, suntem... Cum nu este un metru? Ia uitați-vă, e un metru. Da, păi nu de la tarabă, dar între oameni trebuie să fie un metru. Aha, dar noi suntem dintr-un sat și nu ne-i frică de nimica. Aproape jumătate dintre oameni nu purtau mască deloc sau o aveau îmbrăcată incorrect, doar pe gură sau doar pe bărbie. Dar de ce nu purtați mască? Da, m-am pornit fără mască, ia că tău iese. Așa mână, duși. E greu cu dânsa? Da. Dar medicii care stau deja jumătate de an în măști? Înțeleg. Pune-mă, pune-mă. Știți că de azi e codroș, ia că ați spus-o incorrect. Finas. Bine, mulțumim. Alții erau deranjați de prezența noastră și încercau să ne convingă că măștile sunt dăunătoare, iar virusul nu există. Она вредна, я умру от неё, если буду постоянно дышать. Ieri am avut record peste 1000 de cazuri. Nu e adevărat. Cum nu? Neacașa, nu e adevărat. Tot aici au surprins și mai mulți pensionari care au aflat de la noi că a fost instituit cod roșu de pericol în Chișinău. Тем, кто старше 63 лет, рекомендуется дома сидеть и выходить только по строгой необходимости. А кто мне принесет? Девочка миленькая, ну картошку надо купить и лук купить. И что-то масло постное купить. Și persoanele mai tinere spun că nu prea au auzit despre măsurile restrictive impuse din nou. Acest fapt însă nu-i deranjează mult. Creditele astea în salariile, cine se dă, da? Am auzit și de prostie, iată. Da, ce credeți pe asta? Atât dacă e circ în țară, nu? Total diferit arăta situația la Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău. Aici am surprins o sală goală în așteptarea spectatorilor săi, mai ales că astăzi urmează să fie prezentat primul spectacol din ultimele 7 luni. Pentru siguranța oamenilor, scaunele au fost amenajate astfel încât între aceștia să rămână 2 locuri libere. Au fost create și 3 coridoare separate pentru a evita aglomerația.
Că din 400, acum avem în jur la 160 de persoane locuri pentru, rezervate pentru spectatori. Suntem siguri că în teatru vor fi cu mult mai siguranță decât la piață, decât în transportul public, decât în supermarkete. Sub cod roșu se află 26 de raioane ale țării, printre care și municipiile Chișinău și Bălți. Măsurile care se impun pentru aceste zone sunt izolarea la domiciliu, școli sau clase închise, evitarea vizitelor neesențiale la instituțiile publice, cum ar fi poștă sau bancă, dar și acordarea de asistență medicală limitată. Acestea însă pot fi modificate de către administrațiile locale. Totodată, sub cod portocaliu se află alte 11 raioane ale țării, printre care Soroca, Ștefan Vodă, Hâncești și Căușeni. Iar Leova este singurul raion aflat sub cod galben, ceea ce înseamnă că măsurile sunt ceva mai permisive. Ieri, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare număr de cazuri confirmate de COVID-19 într-o singură zi de la începutul pandemiei, 1013 cazuri noi de infectare. Iar astăzi avem 1022 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Au fost confirmate în țară 7 fiind de import. Pentru a le identifica au fost efectuate peste 3000 de teste. Cu acestea, bilanțul a depășit cifra de 54.000 de cazuri. Detalii ne spune colega mea, Diana Popa. Bun găsit! Așadar, virusul a fost confirmat astăzi la alte 1022 de persoane, ceea ce înseamnă că, practic, fiecare a treia persoană care a fost testată s-a dovedit a fi și infectată. Tot astăzi s-au îmbolnăvit și 86 de lucrători medicali, ceea ce din nou constituie un antirecord absolut, 28 dintre care fiind medici. Pe parcursul zilei de azi și 16 persoane au pierdut lupta pentru viață. Majoritatea sufereau de diferite boli cronice, precum hipertensiune arterială, obezitate sau diabet zaharat. Cea mai tânără victimă avea 32 de ani, era originară din municipiul Chișinău și suferea de insuficiență cardiacă. În stare gravă, pe patul de spital continuă să se afle 649 de pacienți, dintre care peste 40 sunt conectați la aparatele de respirație artificială. În schimb, pe parcursul zilei de astăzi, 502 de oameni au fost externați din spitale, iar până acum aproape 40.000 au fost tratați de temutul virus. Acestea au fost informațiile. A fost Diana Popa, noi continuăm scene demne de filmele de acțiune pe străzile capitalei. 5 femei, printre care și o minoră, aflate într-o mașină unde mai era și un bebeluș, au fost încercuite de mașinile de poliție. Totul după ce tânăra aflată la volan a refuzat să prezinte actele la control. Aceasta, în vârstă de doar 19 ani, a provocat un adevărat scandal în momentul în care polițiștii i-au cerut actele. Totul s-a întâmplat în jurul orei 21 pe strada Petrican din capitală. Automobilul de marcă Audi a atras atenția inspectorilor, după ce aceasta a mers la culoarea roșie a semaforului. Oamenii legii au pornit pe urmele mașinii, iar într-un final au reușit să o oprească. În imaginile surprinse de martori se văd câteva automobile ale poliției. La volanul din Audi se afla o tânără de 19 ani, fără permis de conducere. Pe scaunul din față, alături de ea, stătea chiar mama fetei. Cele două au refuzat să prezinte vreun act de identitate și au cerut oamenilor legii să se legitimeze. Potrivit poliției, pe bancheta din spate automobilului se aflau încă două femei, o minoră de 12 ani și un bebeluș. Femeile, spune poliția, ar fi devenit agresive, așa că au fost stropite cu gaze lacrimogene, iar una dintre ele chiar s-a pomenit în cătușe. Ținând cont de faptul că toată scena se petrecea sub ochii unui prunc, aflat și el în mașină, polițiștii le-au cerut femeilor de nenumărate ori să se calmeze, însă ultimele nu au reacționat. În situația creată, ofițerii au fost nevoiți să aplice mijloacele speciale, și anume gazele lacrimogene. Cele mai agresive dintre femei au fost aplicate cătușele. Pentru a face față situației create în cadrul operațiunii, ar fi fost implicate 6 echipaje de poliție. În consecință au fost pornite 3 proceduri contravenționale, pe numele proprietarei mașinii, dar și în privința tinerei care conducea fără să aibă permis de conducere. Misiune mai puțin obișnuită, timp de 4 zile niște localnici s-au chinuit să coboare jos o pisică care urcase într-un copac la 10 metri înălțime și nu e un an disperat. Come on, puss! Come on, puss! She's gonna see if she can jump. Just come down the ramp.
Just come down the ramp. Cum le-a reușit, vă spunem la știri. Stați cu noi! Au jurat că vor avea o campanie electorală corectă, nu vor apela la acțiuni ilegale de intimidare în adresa concurenților și că nu vor oferi bani sau alte bunuri pentru a cumpăra votul cetățenilor. Igor Dodon și Violeta Ivanov, doi din cei șase candidați înregistrați la funcția de președinte, au semnat astăzi codul de conduit al Comisiei Electorale Centrale privind desfășurarea campaniei. S-a grăbit să-l semneze și Dorin Chirtoacă, care încă nu a fost înregistrat oficial în cursă. Mizăm pe buna credință a fiecărui subiect care urmează să semneze acest cod de conduită. Nu este o simplă formalitate, este un angajament public care urmează a fi respectat. Așadar, primii care s-au grăbit să semneze codul de conduită a fost Violeta Ivanov, candidata partidului Șordar, și Dorin Chirtoacă, candidatul Mișcării Politice Unirea, care nu este încă înregistrat oficial în cursă. Și îndemn toți concurenții electorali și actuali și viitori, nu doar să semneze, dar și să respecte. Aceasta este foarte important în această campanie. Am semnat pentru bunul simț, pentru că în politică avem nevoie să urcăm trepte ale calității. Deși mă îndoiesc că lucrul ăsta se va întâmpla. Codul a fost semnat și de către candidatul independent Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor. Întrebat dacă va respecta prevederile acestui cod. În calitate de președinte al Republicii Moldova, eu am cel mai mare interes ca această campanie să fie cea mai transparentă și cea mai democratică din ultimii 10 ani. Până acum, în calitate de concurenți electorale, au fost înregistrați Renata Usată, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon, Violeta Ivanov și Maia Sandu. Se pare că activitatea Parlamentului a fost paralizată de coronavirus, deși sesiunea de toamnă a început la 1 septembrie. Până astăzi, deputații s-au întrunit în ședință plenară doar de două ori. În timp ce deputatul platformei DA, Vasile Năstase, susține că este vorba de un blocaj artificial creat de putere, iar următoarea ședință ar putea avea loc doar după alegeri, democrata Monica Babu, care are altă opinie. Aceasta spune că legislativul nu se întrunește din cauza deputaților și angajaților din Parlament infectați cu COVID. Este un blocaj, mie mi se pare că artificial. Eu înțeleg artificial. Că este artificial, pentru că este legat de această campanie electorală. Campaniile vin și se duc, dar nu ne putem juca cu viețile oamenilor. Am fost anunțat de președinta Parlamentului că avem 7 persoane, membri ai Parlamentului, infectate și care sunt bolnave. 7 deputați. Iar de 6 doar. 7 deputați și mai multă lume din secretariatul Parlamentului. Cum se poate întruni Parlamentul? Prin urmare, activitatea Parlamentului rămâne blocată, iar următoarea ședință ar putea avea loc abia după alegeri. Și asta pentru că în Republica Moldova legea nu permite votarea proiectelor de la distanță. Ori acest lucru. Există Zoom-uri în ziua de astăzi. Așa e. Dar legislația nu prevede, dragă Natalia, că deciziile luate electronic sunt decizii valabile legal. Când ne-am putea aștepta la următoarea ședință a legislativului? Mi se pare că o să fie după alegeri. După alegeri. Da, eu așa sper, cred, da. Sper să avem până la alegeri. Cel puțin noi am discutat. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Potrivit informațiilor de la Parlament, în prezent 5 deputați și 7 angajați ai legislativului sunt infectați cu COVID-19. De la începutul acestei sesiuni parlamentare, deputații s-au întrunit în ședințe doar în zilele de 10 și 11 septembrie. Dublu omor în capitală după ce au consumat băuturi alcoolice împreună cu oamenii străzii, doi indivizi din sectorul botanic au simțit nevoia de senzații tari. Aceștia și-au ademenit victimele într-un loc mai retras, după care le-au ucis cu sânge rece. Cei doi și-au recunoscut vina și au descris cu lux de amănunte scenele crimei. Totul s-a întâmplat săptămâna trecută. În ziua crimei, suspecții, un minor de doar 16 ani și un bărbat de 36, au consumat băuturi alcoolice împreună cu victimele, care erau oamenii străzii. La un moment dat, petrecerea s-a transformat într-o bătaie. După ce și-au omorât partenerii de pahar, cei doi au fugit de la locul crimei. Cadavrele au fost descoperite de către un trecător într-o clădire părăsită de pe bulevardul Decebal. Acesta a anunțat serviciul 112. Victimelor acestea s-au dovedit a fi un bărbat
în vârstă de 48 de ani și o femeie în vârstă de 33 de ani, ambii fără loc permanent de trai. În urma examinării cadavrelor de către medicul legist, pe suprafața corpului au fost depistate mai multe plăgi tăiate înțepate în regiunea capului, feței și a abdomenului. În urma investigațiilor, oamenii legii au reținut doi suspecți anterior judecați pentru infracțiuni similare. Aceștia și-au recunoscut vina și au povestit cu detalii cele întâmplate. Cum i-ați bătut? I-am bătut cu picioarele, cu pumne. Suspecții au fost plasați în arest pentru 30 de zile și sunt cercetați penal pentru omor intenționat. Dacă vinovăția le va fi demonstrată, indivizii riscă să-și petreacă următorii 15 ani la pușcărie. 7 inspectori de patrulare sunt bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi acceptat de la șoferii prinși la volani sume între 200 și 300 de euro pentru a nu le întocmi procese contravenționale. Potrivit oamenilor legii, totul s-a întâmplat în perioada august-septembrie. Iar procurorii anticorupție au efectuat mai multe percheziții în automobilele de serviciu ale ofițerilor și suboficerilor bănuiți, precum și mașinile personale la domiciliile și în biroul unuia dintre superiorii acestora. 3 dintre ei sunt cercetați în libertate, iar 4 au fost reținuți preventiv de către Procuratura Anticorupție. Dacă li se va demonstra vinovăția, acesta riscă până la 10 ani de închisoare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează Filmul TV 8, iar la 21:30 nu ratați emisiunea politică. Natalia Morar, invitatul de astăzi este liderul Partidului Democrat, Pavel Filip. Vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul tv.md, iar noi le vom transforma în știre să aveți. O seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!